Prefectul județului Suceava a întrunit Comisia de Dialog Social pentru a discuta despre căminele de bătrâni din județul Suceava. Florin Sinescu a precizat că își dorește ca toate căminele de bătrâni din județ și centrele pentru persoane cu nevoi speciale să funcționeze conform legii. Din inventarierea pe care am realizat-o în această perioadă, la nivelul județului Suceava, am identificat un număr de 52 de unități total, care se adresează, după cum am spus, atât persoanelor vârstnice cât și copiilor, persoanele care au probleme și afecțiuni de sănătate. Acestea urmează ca în perioada următoare, după cum am și stabilit, să fie verificate din punct de vedere al legalității funcționare acestora. Instituțiile în subordinea cărora se află aceste centre s-au declarat mulțumite de decizia prefectului și vor colabora pentru aducerea în legalitate a acestora. Suntem dispuși să sprijinim forurile competente, instituțiile de alte instituții, pentru autorizarea acestor unități. Și la sediul instituției noastre este un număr mare de cereri în așteptare pentru persoanele cu handicap și suntem interesați că avem cam 40 de cereri în așteptare plus tinerii noștri care se adultizează și care vor trebui, care nu au aparținători. Și suntem foarte interesați de avizarea și înființarea cât mai multor centre pentru bătrâni în județul Suceava. Direcția de Sănătate Publică a dat autorizație de funcționare pentru 18 centre pentru bătrâni și persoane cu nevoi speciale. În urma controlelor efectuate, aceste cămini de bătrâni deci sunt asigurate condiții igienico-sanitare la toate căminile și sunt, vă spun, specific acum câte sunt. Din 18 unități, din care sunt 9 cămini de bătrâni, care avem în evidență cu autorizație sanitară de funcționare, 6 centre de recuperare și reabilitate neuropsihică, tot autorizate, și 3 unități de asistență medico-socială. Autorizat. Prefectul județului Suceava a hotărât în urma întâlnirii organizarea unei comisii de control în toate aceste unități din județ pentru a verifica legalitatea funcționării. Înseamnă un număr total de locuri, 2583 care au fost identificate, din care sunt ocupate 1970, iar în ceea ce privește instituțiile care asigură cazare și servicii pentru persoane vârstnice, sunt 870 de locuri, din care sunt ocupate 607 locuri. Deci 263 de zona persoanelor vârstnice ar mai fi disponibile. Sigur, eu vreau să vă propun în continuare că aceste centre pe care le-am identificat la nivelul județului Suceava să realizăm o verificare complexă și completă în ceea ce privește autorizarea pe care o au de realizat și aici mă refer atât în ceea ce privește Direcția de Sănătate Publică, pentru că ați prezentat o situație doar parțială. Asta înseamnă, cred eu, că este bine să facem o acțiune împreună, printr-un ordin al prefectului, o comisie mixtă care să urmărească toate aceste autorizații și avize care sunt necesare pentru funcționarea în condiții de legalitate acestor instituții.